prea cuvioase Părinte Stareț, prea cucernice Părinte Protopop, cinstiți părinți din preună slujitori, stimate domnule primar, previte fiule, veniți, îndoliată și îndurerată familie, iubiți credincioși și dragii mei. Sărbătoarea de astăzi este praznic împărătesc și ne aducem aminte de momentul în care Fiul lui Dumnezeu întrupat s-a supus legii și s-a lăsat tăiat împrejur. Dar mai aflăm din Evanghelia care s-a citit astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de un alt moment din viața Domnului Hristos. Și anume acela că la vârsta de 12 ani i-a însoțit pe părinții lui la Ierusalim. Pentru că era obiceiul ca o dată pe an evreii să urce la Ierusalim și să se închine la templu construit de Solomon. Însă, la întoarcere, l-au pierdut Sfinții Părinți, Maica Domnului și dreptul Iosif, l-au pierdut în mulțime pe Mântuitorul Hristos și au pornit să se întoarcă la casa lor. Crezând că este prin mulțime, a trecut o zi întreagă și nu l-au găsit. Și atunci și-au dat seama că el rămăsese la Ierusalim. Și s-au întors și l-au căutat în sumat vreme de 3 zile. Și în cele din urmă l-au găsit. În templu, înconjurat de bătrânii și înțelepții, cărturarii și fariseii, cei care conduceau destinul poporului ales și care îi puneau întrebări și se minunau de răspunsurile pe care le primeau de la un copil, de la un adolescent de 12 ani. Și atunci, când l-au văzut, s-au mirat. Și Maica Domnului a îndrăznit și a spus, Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aceasta? Iată, de 3 zile te căutăm. Și primește răspuns. De ce trebuia să mă căutați? Oare nu știați că în casa tatălui meu trebuie să fiu? Iar ei, ne spune Sfântul Evanghelist Luca, n-au înțeles cuvântul. N-au înțeles răspunsul. Și l-au luat și au coborât la Nazaret și s-au dus la casa lor. Iar Maica Domnului conchide Evanghelistul păstra toate aceste cuvinte în inima ei. Și v-am adus această imagine extraordinară din viața Domnului Hristos înaintea ochilor duhovnicești, pentru că și noi ne punem în asemenea împrejurare, cum este cea de față, de ce? Îl întrebăm pe Dumnezeu, de ce s-a întâmplat acest lucru. Și, deși există un răspuns, nu-l înțelegem. Dar trebuie, asemenea Maicii Domnului, să păstrăm cuvintele lui Dumnezeu în inima noastră, astfel încât, la vreme, vom înțelege mai deplin, dacă n-am reușit acum, cum s-a împlinit voia lui Dumnezeu în roaba sa, Maria. Este firesc, foarte firesc să ne punem această întrebare. Iată că Maica Domnului și-a pus întrebarea și-a adresat-o direct Fiului ei, Dumnezeului nostru. Cu atât mai mult noi, care avem o înțelegere duhovnicească limitată, cu atât mai puțin înțelegem ceea ce se întâmplă în lumea noastră, pentru că nu reușim să ne deschidem ochii lăuntrici
astfel încât lucrurile să devină clare, lucrurile să devină limpezi, lucrurile să grăiască de la sine. Pentru că în orice, zicem noi, întâmplare din viața noastră, este implicat Dumnezeu. Este foarte bine să fie voia lui Dumnezeu. Însă de cele mai multe ori este îngăduința lui. Oricum, nimic din această lume nu se întâmplă fără știrea lui Dumnezeu. Ne spune Sfânta Scriptură, nici măcar un fir de păr din capul nostru nu poate fi smuls decât cu știrea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că s-au făcut atâtea eforturi. Știm prea bine cu toții care suntem aici. Atâtea eforturi ca acest om să fie salvat și să mai trăiască. Cât de puțin, dar să mai trăiască. În atâtea locuri sfinte, la atâtea icoane făcătoare de minuni, la atâția sfinți al lui Dumnezeu, a alergat Maria și a cerut ajutor și milă. Și l-a și primit. Dacă suntem corecți cu noi înșine, l-a și primit. Bineînțeles că a alergat la medici până în ultima clipă și eforturile au fost supraomenești. S-a făcut mai mult decât s-a putut. Și totuși, iată, că Dumnezeu a îngăduit, dar cred eu că a fost chiar voia Lui să se întâmple acest lucru. Și puse cap la cap mai multe evenimente, dar unul care îmi stă cel mai la îndemână este nunta fiului prea iubit, a lui Denis, care a fost o minune din partea lui Dumnezeu și un dar din partea lui, pentru că a avut-o Denis pe mama lui, lângă el, la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lui. La aceste lucruri noi am fost părtași cu toții, nu doar familia după trup și de sânge, și familia duhovnicească, noi toți, preoții duhovnicești, dar și dumneavoastră, prieteni și rudenii. Și mărturie, sunt preoții care slujesc astăzi, și sunteți dumneavoastră credincioși în număr atât de mare, deși astăzi o zi însemnată și o zi cu oboseala ei. Dar, orice ar fi fost, noi am încercat cu toții ca astăzi să fim aici, în aceste momente deosebite, și să o petrecem cum se cuvine pe roaba lui Dumnezeu, Maria, la locul de veci, care iată că nu este al ei, este al părinților ei. O altă taină a lui Dumnezeu. O altă taină a lui Dumnezeu, cu siguranță. Dar la locul de veci și prin prezența noastră ne arătăm compasiunea față de familie și în aceeași măsură iubirea. Pentru că, așa cum spuneam în alte împrejurări, dar de acest fel, noi când venim la o mormântare, dragii mei, nu venim să celebrăm moartea, ci venim să celebrăm viața. Pentru că noi știm că acesta este doar un moment, un moment de trecere de la o existență limitată la o dimensiune nelimitată a împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce este nădejdea noastră, pe care o mărturisim totdeauna în simbolul de credință. Și pe lângă că am venit să celebrăm viața, celebrăm prietenia și dumneavoastră o dovediți cu prisosință și respectiv celebrăm iubirea. Pentru că Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru El. Așadar, Maria, îmbrățișată în dragoste, plece astăzi din mijlocul nostru. Dar această îmbrățișare rămâne
din veșnicia lui Dumnezeu, o mângâiere mare atât pentru Denis și soția lui, atât pentru părinții tăi nemângâiați, atât pentru frații tăi, pentru cumnați, pentru nepoți și pentru toți cei care te-au îngrăgit. Să fii sigură că n-avem cum să te uităm. Am văzut acea imagine care o avem înainte, de când era ea în viață. Câtă bucurie se vede pe chipul ei. Cu siguranță că această bucurie este amplificată acum în Împărăția lui Dumnezeu. Este de altă natură, dar este mult mai amplificată și mai intensă. Și veți vedea, dragii mei, că bucuria ei din Cerul lui Dumnezeu se va răspânge și asupra voastră și veți găsi odihnă sufletelor voastre, precum și ea, cu siguranță, după atâta suferință, și-a găsit odihnă în Împărăția lui Dumnezeu. Încă o dată, mă îmbrățișăm pe ea în dragoste și vă îmbrățișăm pe dumneavoastră, familia iată, și pe toți în această zi de praznic al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Dumnezeu să o ierte și să o plinească. Amin.